Domnul Braga, cum mai exact își propune platforma Go Online, firească întrebare, să ajute antreprenorii în această perioadă de criză? Deci, în întrebare se conține 90% din răspuns, da? Fără și poate prin a ajunge mai aproape de cumpărător. Și deoarece noi toți stăm acasă și legătura noastră este online, în primul rând, noi ne propunem să scurtăm la maximum calea spre cumpărător. Cum asta putem să facem? Augmentând capacitățile companiei prin sisteme de plăți online, prin companii care livrează, și conectând la un centru, așa să spunem, logistic de bază, care este, de fapt, site-ul vânzătorului. Adică nu este atât vorba de crearea unui site care poți să-l faci în 24 de ore, dacă ai înțelegerea de bază a IT-ul, nu trebuie tare nimic, platforme sunt multe, cât noi vorbim de toate componentele. Marketing, pentru a înțelege cum să faci o platformă, cum să-ți promovezi o platformă în social media, cum poți să-ți folosești, de exemplu, toate contactele care le-ai avut până acum. Posibil că aveai niște numere de telefon, niște e-mail-uri și ele pot fi folosite direct într-o companie de marketing pe Facebook, de exemplu, sau pe Google, sau cum trebuie să, ce identitate trebuie să ai, de exemplu, dacă ești din fashion, că tu nu poți să ai același site și pe același user experience dacă ești din fashion și dacă ești vinzi electrocasnice. A trebuit să fie o diferență și nimeni în afară de specialiștii de UX web design nu se poate să spună chestia asta. Și nu m-aș grăbi să numesc asta că facem site, că nu e despre asta. Ei, scurtăm calea spre cumpărător. Uite ce facem. Spre client. Asta da. Dar într-un final cum o să arate această platformă? Ea arată deja, e lucrătoare, sunt 20 de proiecte în lucru, da. Cel puțin inițial când auzi de această platformă, te gândești că o să accesezi, găsești acolo antreprenorii, fiecare cu ce se ocupă, că eu cel puțin... Nu, nu. Deci, spuneți diferența, că nu e pe platformă. Așa. E pe platformă. Și ai doar o formă în care spui de ce ai nevoie sau ce servicii prestezi. Acel formular care l-a atât, da, un formular de la Google și mai mult nu ai nimic. Deci după asta ești sunat de către operator, indiferent dacă ești prestator de servicii sau ești client care clientul lor. Și avem formularele noastre interne, dacă este nevoie de un brief, să transmite brief-ul pentru identitate, să le transmite brief-ul pentru creare de site și după asta se vede, deci primul venit, din bază de date de prestator de servicii, se face matching între cei care au nevoie de identitate și cei, de exemplu, care o pot da. Și se face matching între ei, se semnează contracte între asociații și prestatorul de serviciu, căci asociația cu ajutorul donatorilor va plăti, deci astea nu sunt gratis, sunt gratis pentru clienții noștri și nu sunt gratis pentru noi. Deci aici donatorii ne vor ajuta să acoperim cheltuielile astea. După ce s-a încheiat contractul cu prestatorul de servicii, se livrează însuși produsul, care n-ar fi el, identitate grafică, de exemplu, sau web design, sau oricare dintre ele. Cine alege asta? Poftim? Cine alege? Avem un manager de proiect care, în funcție de încărcarea
компаниилor care prestează servicii, dar la bază este primul venit, primul servit. Adică dintre companiile care sunt alese inițial, au trecut triajul inițial, noi inițial începem cu prezumția de vinovăție, adică toți sunt buni. Dacă se întâmplă și cineva nu livrează produsul corect și frumos, persoana care acceptă produsul are un act unde spune că nu are pretenții față de calitatea produsului. Dacă actul ăsta nu este semnat, cineva nimerește în blacklist, adică prestatorul de servicii, sau se discută despre calitate. Când în board, boardul asociației, noi avem unul din cele mai mari companii de identitate din Moldova și ar fi cine să spună dacă corespunde calitatea sau nu corespunde calitatea la cei ce se cere. Și da, dacă nu corespunde sau nu se livrează la timp, este un blacklist și vine următoarea. Maximul ce se poate pierde 3 zile. Și adică dacă nu va ieși online în o săptămână și 4 zile, va ieși online în o săptămână și 7 zile, 2 săptămâni. Cine face parte din acest board, din echipa din spatele platformei, ca să ne dăm noi bine seama? Wow, echipa este mare. Deci managerul de proiect, acum este de proiect, este Viorica Cerboșca. Eu sunt mai mult așa, business development, crowdfunding și chestii de genul ăsta. Eu am mai mult helicopter view, dar Viorica chiar este și creează toate procesele. Are și experiența, având în spate mai multe acceleratoare, business acceleratoare, care le-a făcut și are și experiența destulă să facă. Avem pe comunicare doi operatori, Cristina Brixar și Iulia Șfab, avem Mihai Țucanu pe comunicare în sens Facebook, visual și așa mai departe. Toată echipa hardcore, în principiu asta lucrează toată echipa hardcore, plus încă câțiva oameni pe IT, Noroi Alexandru. Ok, suntem mulți. Nicu, Comolenco, Noroi. Adică suntem o echipă destul de mare și în afară de asta mai avem și experți. Atunci, aici vreau să ajung. Cine poate oferi consultanță? Am văzut că poate aplica formularul, aplica cu formularul. Avem? Haideți să vă dau cifre. Vreți cifre? Eu știu că în genere prieteni Moldovei le place cifre. În genere Moldovenilor le place cifre. Asta e o chestie care am înțeles de mai devreme. Dacă vorbim, deci până acum au aplicat 198 de companii. Așa. Dintre care, ca client, așa să spunem, cei care au nevoie de ajutor ar fi 126 și 70 de companii care ar vrea să presteze servicii. Ce fel de servicii? De la CSCV, IT servicii, consultații juridice, IT servicii, educație, consultații, IT, web development, marketing, comunicare. Pum! Se presteze servicii cu plată? Deci, da, ei au, lor li se plătește, dar noi avem prețuri unice, pentru, deoarece noi nu facem, nu avem approach-uri, este mai mult șablonate, mai multe șablonate. Adică nu ai timp, într-adevăr, în o săptămână și ceva, nici în două săptămâni, să facem un produs unic. Dar nu cred că la moment cineva ar avea nevoie de produsul ăsta bun. Mai mult este nevoie de o sculă, un instrument cu ajutorul căruia să micșorezi distanța dintre tine și consumator la moment. Și ca fiind primul instrument, el poate să fie generic și basic, pentru că apoi să înțelegi de ce ai nevoie mai mult mai departe. Adică, și care este de obicei acest primul instrument? Deci, haideți să spunem, tot pachetul, dacă o să intrați pe formă și o să vedeți a doua
parte tot pachetul se estimează jur la 430 de euro. Adică tot, full pachet, pachetul complet. Dintre care, să zicem, 200 de euro sunt rezervate pentru un site. Site-ul fără doar poate să fie făcut pe șabloare, că nu poți face from scratch din 200 de euro. 50 sunt rezervate pentru logotip. Ne dăm seama că un logotip costă mai mult decât 50 de euro. Dar nu vorbim despre asta. Vorbim despre cei care pot, după brief, foarte rapid, timp de o oră, două, să găsească un logotip care corespunde viziunii și misiunii companiei date. Da? Este mai mult vorba de matching decât de creare și de un matching destul de rapid. Și rămân companiile care pot asta să presteze. Adică full pachetul costă 430 de euro. Adică asta vor primi prestatorii de servicii. Dar nu toate companiile au nevoie de tot pachetul. Asta e. Nu, absolut. Adică noi avem companii care au nevoie doar de conectare spre plăți, alții doar de branding, alții doar de site, etc., etc., etc. Care este capacitatea de acoperire a acestor cheltuieli? Cam câte companii vor putea beneficia? Vorbim de partenerii pe care îi aveți. Deci eu înțeleg, deci întrebarea este deschisă. Noi acum suntem, avem acoperite deja de partenerii noștri peste 100 de companii și ducem discuții. Toate cifrele sunt prealabile în sens că până când toți spun 100 de companii, proiectul trezește interes. Care este diferența? De până acum, majoritatea acceleratoarelor dădeau cunoștință și informație. Noi ne propunem să dăm un instrument. Deoarece nu ai timp în starea în care te afli acum să înveți ceva și nici nu prea poți învăța când tu trebuie în două săptămâni să plătești creditul și gândești la alte chestii. Adică ți trebuie o soluție. Și noi ne străduim să dăm soluția cât mai repede și după aia deja ți și învățăm ceva, după ce o să aibă timp. Asta e diferența. Și de aia proiectul este destul de interesant pentru partenerii externi, pentru donatori. Cred eu că nu o să avem probleme să continuăm și mai departe și să acoperim toate nevoile. La etapa asta, care sunt principalele nevoi ale antreprenorilor micilor și mijlocii antreprenori? Ce probleme observați în activitatea lor? Sau ce nu au făcut până acum și e nevoie de acoperit urgent, de stins urgent? Deci, la 90% se vrea full pachet. De ce? De exemplu, este cineva care avea modelul de business B2B, adică business to business. Și, de exemplu, vorbesc de un caz foarte concret, avea o grădină cu aluni, nu grădină, dar asta, aluni. Da. Și le vindea toate unei rețele de magazine. Rețeaua de magazine, a spus acum, băi, dar nu mai am nevoie de alunile tale. Și la moment se găsește alt business, alte relații B2B în carantină, este practic imposibil. De-aia noi încercăm să recalibrăm spre business to client. Adică fii mai aproape de clientul final și nu plăti intermediarului și posibil că o să ai mai multă valoare adăugată și business-ul să fie mult mai ușor. Dar diferiți au diferite întrebări. De exemplu, este cineva care stă pe o platformă unde trebuie deja, unde trebuie să plătească în jur de 30 de euro pe lună. Ai vânzări sau nu ai vânzări? Pentru cineva, ăștia 100 de lei sunt bani care mai bine să nu îi plătești. Dacă este posibilitatea să îi trecem pe o platformă unde
плата у фии де максимум 200 делей пи ан, сау 300 делей пи ан. Asta este o diferență care poți reinvesti folosind în altă parte. Adică fiecare au necesitățile sale, sunt sunați, se discută. Deci o abordare individuală pentru fiecare. Absolut, absolut. Eu știu că pandemia i-a pus pe mulți la foarte grea încercare, dar oare nu ne-a dat și o lecție că e timpul să ieșim totuși, vorbind de antreprenori, pe online? Eu cred că pandemia o să ne mai dea lecții. Asta noi de-abia începem. Și următoarea chestie cu care o să ne confruntăm, pe care eu știu de mult și știu de care este problema moldovenilor, de ce nu exportă, nu iese online. Problema nu e în calitate, dar în project management și livrare. Tu nu poți, tu trebuie să ai un partener din nădejde care îți livrează constant la aceeași calitate. Și aici, în Moldova, este problema asta. De la început merge totul foarte, foarte, foarte bine și după aia cineva poate să dispară sau să nu aibă cantitățile necesare pentru asta. Și atunci, cred că următoarea chestii pe care trebuie să o facem, e să facem o accelerare pe project management în genere, cum să livrez la aceeași calitate în continuu, cum să-ți calculez capacitățile. Și, de exemplu, dacă tu ești din industria agrară și tu vinzi doar ceapă, cine o să-ți cumpere de la tine ceapă? Adică trebuie să fie ceva ca un hub agrar cu intermediar, unde se împacheteze tot, ceva de genul unui Amazon aici, care o să reîmpacheteze și o să facă un pachet comun care o să fie transmis. Adică este mult, mult de lucru pentru a înțelege care este logistica la toate chestiile astea și mai departe care sunt plățile, ce suntem gata să facem, ce nu suntem gata să facem. Adică de învățat mai avem mult. Cel mai important care este calitatea destulă ca să mergem la export. Până atunci, pentru cei care poate nu vor reuși să beneficieze de platforma GoOnline, care sunt, nu știu, să spunem, trei sfaturi pentru micii și antreprenorii mijlocii care, pe care vreți să le dați acum? Wow, m-ați prins! Deci, de fiecare dată, eu cred că timpurile complicate sunt și oportunitate. De exemplu, de când a venit pandemia și când este problema asta, eu am reușit să slăbesc cu 6 kg, deoarece dorm câte 4 ore pe zi și restul sunt în proiect. Ideea de bază este că nu este timpul să ne relaxăm deloc, este timpul foarte intens să muncim, să înțelegem care va fi status quo în timpul imediat următor după pandemie, cum să rezolvăm problemele, cum să ajungem vii până atunci și cel mai important, cred că eu, este să înțelegem cu cine vrem să fim noi alături, adică când totul asta se termină și când ne punem scopurile, trebuie să înțelegem unde și cu cine alături vrem să ajungem. Asta e foarte important, familia e foarte importantă și trebuie să facem așa că să fie toți fericiți. Și pe lângă asta, trecerea pe online este un prim pas strict necesar în această perioadă atunci când vorbim de antreprenori, fiindcă știm că mulți nu au un site funcțional, dar nu au nici măcar o pagină de Facebook funcțională. Asta se poate de făcut. Să înțelegem că astea sunt instrumente. Exact. Astea sunt instrumente și noi vorbim mai mult
decât, nu mai mult decât să învățăm încă un instrument nou. Care asigură funcționalitatea în această perioadă, pe de altă parte. Da, da. Dar eu totuși m-aș baza pe ce că noi trebuie să înțelegem că instrumentul ăsta nu pur și simplu o să ne aducă online, dar o să schimbă paradigma vânzărilor. Dacă noi până acum eram bazați în genere la relații business to business, prin angrouri și așa mai departe, noi trebuie să ne deprindem să lucrăm la direct cu consumatorul. Și aici o să fie o problemă până când o să înțelegem cum se face asta, cum se lucrează. Până, deci, cum să pot să lucrez cu consumatorul dacă eu produc numai un produs, de exemplu, am o companie care face monoproduse. Cum trebuie să fie site-ul meu? Care trebuie să fie comunicarea mea? Care este trebuie să fie comunicarea mea dacă eu am o companie care a produs 10.000 de produse? Adică unde eu apar cu brand-ul înainte pentru a unifica sub umbrelă toate produsele? Deci noi o să trebuiască să ne învățăm să vindem altfel, să vorbim, să comunicăm direct cu consumatorul și să fim observați, deoarece internetul este plin. Și noi trebuie să înțelegem cum să trecem prin toate chestiile astea. Adică online să ajungi, asta e vorba și e chestie de 24 de ore. Poate să facă o pagină pe Facebook, poate să o facă și nepotul, fiica, sau fiul, sau prietenul, sau prietena. Nu e problema să faci asta. Dar trebuie să înțelegi ce comunici, cine bazele marketingului, de care nu am avut până acum nevoie. Noi ieșeam și cui trebuia să apropia de noi, noi trebuia să știm placement-ul, unde este locul principal. Acum noi trebuie să înțelegem cine este audiența target. Ce așteaptă de la noi audiența ta? Ce s-au învățat ei, care sunt concurenții noștri? Sunt chestii pe care trebuie să le înveți și să le știi. Dar asta este pasul următor. Eu nu vreau ca să-i sperie pe oameni. Eu vreau doar să înțeleagă că uite, asta este un instrument. Cu ajutorul instrumentul ăsta, ei intră în o lume diferită care joacă după ceva reguli. Și noi trebuie să înțelegem cum să-i aducem aici. Atâta doar. Dar online, da, trebuie dus online. Dacă mi-a scăpat mie ceva și vreți să adăugați? Da, eu aș vrea să adaug o chestie foarte importantă din punctul meu de vedere, că atât timp cât noi vrem să devenim mai buni din interior, să facem lucruri mai bine, atunci, acum avem o oportunitate foarte mare să facem ca produsul nostru să fie irepetabil și să fim printre primii care pot să facă bine. Adică dacă vrei să fii mai bun, acum este posibilitatea și cei care o să facă cel mai repede mișcarea o să aibă cum se numește asta, fiind printre primii, o să aibă un avantaj de o săptămână, două, care o să creeze, de fapt, status quo. O să spargă gheață. O să spargă gheață și eu o să aibă un avantaj pe care cei care se vină a treia, nu o să-l mai poată niciodată să-l lasă. Deci trebuie de mișcat acum, trebuie de mișcat rapid, nu este timp să stăm pe Netflix, nu este timp să jucăm jocuri. Da,